Bună seara, sunt Oleg Brega și vă invit să stați cu noi măcar o oră pentru că vrem să creăm o undă verde despre activitățile din Partidul Verde din care și eu fac parte și iată aceste doamne interesante care participă prima dată în emisiune cu noi și secretarul general al Partidului Silviu Dumitru. Doamnele se numesc Ana Maria Sabo din Spania, reprezentantă ca și cum delegata noastră, ambasadoarea verzilor în Spania, ambasadoare convine bine, și doamna Maria Munteanu, lidera verzilor din Bacău. Nu știu dacă din județ sau din oraș, o să ne explice ea acum și vă rog pe rând ambele să vă prezentați cu ce vă ocupați în viața civilă, cum ați ajuns la Partidul Verde, cum v-a prins pandemia. Eu dau cuvântul doamnei. Ok. Păi, la Partidul Verde am ajuns în urma întâlnirii cu domnul Florin Călinescu acum 2 ani, cu 2 ani în urmă, și dânsul mi-a spus că intenționează să preia conducerea acestui partid și deci cumva dinainte de a prelua conducerea știam ce va urma și atunci sigur am dorit să merg în echipă cu dumnealui. Cu mine au mai mers și alte persoane, deci ne-am făcut cumva o organizație Bacău. Suntem câțiva membri, încă mai sigur trebuie să mai să ne facem cunoscuți și să mai aducem și alți membri. Și acum precizare, e organizație orășenească sau județeană? E județeană. E o perioadă mai critică, pentru că e greu să ne... Nu avem cum să... De asta și folosim problemele în folosul nostru, facem o astfel de emisiune ca să ne cunoaștem, ca să ne organizăm, ca să incităm și pe alții sau pe altele să vină cu noi în partid și mă bucur că Silviu a reușit azi să invite cel puțin două femei în partidul nostru. E necesar măcar echilibru de gen, dacă nu mai multe femei în viața politică. Și cealaltă Marie, doamna Ana Maria din Spania, cu ce se ocupă în viața civilă? Bun, eu de profesie sunt economist, dar de când am venit în Spania, bineînțeles, ocupația mea, da. Lucrez la un hotel, în recepția unui hotel. Din păcate, sezonul acesta cu siguranță va rămâne închis. Turismul va fi, să zicem, mort anul acesta. Așa că singura mea ocupație este să dezvoltăm acest partid pe Spania. Am ajuns aici pentru că, fiind supărată de tot ceea ce am văzut că se întâmplă în România, având și un prieten care este de mai mult timp în Partidul Verde la Timișoara, am cerut să îmi spună cum aș putea să contribui și eu la, adică să intru în această echipă. M-am completat acea adeziune și apoi am luat legătura cu domnul Silviu și așa am ajuns aici. Felicitări, acum, bun venit! Îl salutăm și pe Gabriel Ursescu, care și el e plecat, doar că în peninsula cealaltă, nordică, scandinavă. El vorbește cam în fiecare seară, ca și Silviu, de aceea nu-i rugăm nici pe unul, nici pe altul să se prezinte. Nu pot să nu vă întreb ce părere aveți despre intriga de azi. S-a discutat în Parlament despre inevitabilă se părea constatare a independenței sau autonomiei Ținutului Secuiesc. Noastră înțeleg că sunteți acolo în Catalunia, tot o regiune cu ambiții separatiste. Exact. Ce ați văzut de la distanță? E un spectacol, un show gratuit? Pe care a făcut-o... Aude? Da, auziți, se aude. Nu? Da, sigur. Da, eu sunt bucuros că am reușit să fie la acest live cele două colege. Pe Maria Munteanu, pe care o cunosc de ceva timp, ne-am întâlnit într-adevăr cu acea ocazie când domnul Florin Călinescu a anunțat că vrea să intre în politică, și că urmărind la vremea aceea scena politică, a zis că Partidul Verde ceea ce se potrivește, și atunci am
a avut loc o întâlnire, acum vorbesc din culise puțin înaintea venirii domnului Cănescu în partid, că de adevăr au fost colegi de-ai mei, președintele de atunci, executiv, eu și alți colegi, domnul Florin Călinescu și o persoană care au dorit, ținând legătura cu domnul Călinescu pe, nu știu, pe Messenger, pe comunicare, pe lucrurile acestea și a exprimat intenția că vor să vină odată cu domnul Florin Călinescu în partid. Iar doamna Munteanu, de la acel moment, împreună cu alți colegi, că mai sunt colegi, au fost la acea întâlnire în care a fost de bun augur, cum se spune, am avut o înțelegere bună, ne-am înțeles bine și de acolo a decurs pe mai departe organizarea noastră, ceea ce privește Consiliul Național, Congresul, la care domnul Călinescu a fost propus și votat de toată lumea. Și după aceea evoluția aceasta în care persoane cum e doamna Maria Munteanu a venit pentru domnul Călinescu și de timp a devenit și verde și s-a descoperit și latura aceasta de către mediu, către ecologie, putem mai spune, și tot ce înseamnă a fi verde. Iar noi ne bucurăm că persoane care au venit inițial, să zicem, și mai vin în continuare pentru faptul că Florin Călinescu este la noi în partid și îl apreciază foarte mult, între timp descoperă și valorile și principiile verzi și se regăsesc în acea. Nu a fost aproape deloc cazuri în care persoane care, să zicem, au venit datorită lui Florin Cănescu să spună că nu le convin de Partidul Verde sau că este incompatibilitate între a fi verde și a fi, să zicem, susținător sau sau îi place de Florin Cănescu. Există o compatibilitate între Florin Cănescu și Partidul Verde și e un lucru bun. Iar colega Ana Maria Sabo chiar a fost interesant, am discutat, chiar a fost plăcut așa să descoper că o persoană vrea să se implice și să și poată face lucrul ăsta, pentru că chiar a putut să o face foarte bine. În Spania am avut doi bărbați care, nu știu, poate să lucrează de adevăr, bărbații sunt altfel. Am descoperit că bărbații sunt, nu știu, orgolioși și să cred că ei știu lucrurile și dacă îi contrazici nu e bine. Și au fost niște discuții și s-au retras și datorită acestui lucru Ana Maria este acum coordonatorul nostru pentru Spania și mulțumim să e destul de activă, e activă și se implică foarte mult, așa cum ar trebui să fim toți, fiecare unde suntem, pe partea de online, organizare și aici cred că la Bacău ar trebui să mai vorbim puțin de partea de online. Acolo trebuie mai multă implicare la pagina de Facebook la noi, pentru că există potențial, vin adeziunii pentru Bacău, au venit destul de multe, le-am trimis, le-am pus acolo pe site, te rog să te mai uiți și să contactezi oamenii. Eu în ultima perioadă, datorită unor mici, nu chiar mici, mai mari, ca așa probleme personale, n-am reușit să mă mai ocup. Însă acum, dacă ele sunt deja rezolvate, încerc să-mi intru din nou în ritm. Deci o perioadă am cam lipsit, asta este realitatea, însă nu înseamnă că nu mă ocup de acum încolo din nou de pagină și de tot ce înseamnă organizație. Ideea este să nu vă fie frică, pentru că politica nu a făcut-o nimeni, nu este o școală neapărat de politică și se învață pe parcurs, că Ana Maria m-a întrebat, dar noi ce trebuie să fac, n-am mai făcut, și am zis, politica se învață, nu toți, deci cred că din Parlament nu cred că există cineva care a făcut o școală de politică, există SNSP-ul la noi, ceea ce se cheamă și la universitate, să zicem, care are legătură cu politica, dar nu este o școală politică efectivă, cum să funcționezi într-o parte, ceea ce trebuie să faci pe o anumită funcție, deci politica se învață așa, de la început, cu experiență, implicare și prinzi cu timpul, prinzi experiență. Deci să nu ne fie frică să intrăm în politică, pentru că politică facem oricum și acasă, în familie, cu prietenii, când discutăm de probleme și ne dăm o părere, o opinie, tot politică înseamnă. Dar important să ne implicăm și fiecare implicându-ne putem ajuta la această schimbare, pentru că interesul politicienilor este ca noi, oamenii care nu au mai făcut sau nu sunt interesați de politică, nici să nu vrea să facă politică, ca ei să-și mențină status quo prin cei care îi aduc la vot
prin procedurile care le aplică de obicei, cu masele de oamenii pe care îi controlează prin, nu știu, funcții, angajări și lucruri din astea, iar oamenii care au sunt independenți nu vor să implice în politică. E timpul de a intra în politică și verzi dau posibilitatea celor care nu fac sau nu au făcut politică de a intra în politică. Trebuie să ne implicăm cât mai mulți ca să arătăm că și noi suntem mulți și putem schimba. E important să nu mai avem frică de politică. Facem politică. Facem politică pentru noi, pentru societate, pentru comunitate. Da. Ca să revenim la întrebarea mea, haideți să dăm, vă rog, o apreciere ispravei clasei politice actuale din Parlament, care în opoziție PSD zice că noi n-am fost atenți și a trecut propunerea UDMR, cei de la guvernare zic că e vina PSD-ului, că ei au majoritate și trebuiau să oprească și era cât pe aici să treacă un proiect de lege. Hai să spun eu și după las pe Gabriel, că văd că nerăbdător, cumva opoziție nu e poziția Partidului Verde, probabil Florin își va spune zilele următoare poziția Partidului Verde, dacă există vreun acest, pentru că nu este cazul să mai fie, pentru că legea a fost respinsă la Senat, a trecut tacit la Camera Deputaților. Acest domn Ciolacu spune că, am văzut într-un interviu, că a zis că el nu a știut de chestia asta, că habar n-a avut. Nu cred că habar n-a avut, adică chiar nu l-a informat nimeni că există legea asta acolo, care a fost respinsă la comisii. Totuși a rămas pe traseu și a trecut tacit. Și el spune acum că, domne, n-am știut că a fost, că nu știu ce. Cum adică, dacă discutăm de legea în sine, legea în sine nu este o lege ok, pentru că ea propune multe lucruri care sunt anormale însuși cu existența Uniunii Europene și a faptului că acum prin acea lege se caută cumva anumite zone să funcționeze separat, să-și facă. Deci e o lege complet anacronică cu vremurile moderne în care trăim, care nu reprezintă nici măcar, eu nu cred că reprezintă interesele secuilor, pentru că legea în sine a fost gândită pentru secui, țara secuilor. Deci eu cred că secuii nici nu au fost întrebați, pentru că întâi trebuia să fie un referendum în țara secuilor, care li se spună, domne, uitați, noi reprezentanții X și Y așa, pentru că UDMR-ul însă și nu reprezintă secuii, pentru că secuii nu se, deci, nu se consideră reprezentanți de UDMR între timp. Ei și-au făcut și la alt partid, partidul acela PMT sau nu știu cum se cheamă, special al secuilor. Deci este un diferent în interiorul comunității maghiare între cine reprezintă și ce reprezentați, pentru că secuii efectiv nu au fost întrebați în referendum, domnule, vreți să fie, nu există așa ceva, ci unii și asumă și arogă calitatea de reprezentanți ai secuilor și vorbește numele lor de parcă ar ști exact ce vor toți oamenii de acolo. Deci procedura prin care ei și-au promovat această lege nu a fost corectă. După aia, în cadrul Parlamentului, a fost făcută exact pe filiera UDMR, probabil și cu alte influențe, și aici PSD-ul a jucat cum joacă de ani de zile în problema UDMR. Ei, de fapt, nu știu cât de mult le păsa de chestia asta, ci mai mult politic, pe avantaje de a prinde voturi pe anumite legi pe care interesează, pentru că PSD-ul e interesat de alte legi la care are nevoie de UDMR, iar UDMR-ul a vrut să cumva să profite de neglijența PSD-ului ca să-și treacă legea. Eu nu cred că până la sfârșit UDMR-ul chiar credea că va trece legea asta, deci ok, trecea să zicem de PSD, dar nu votau restul în favoare, era clar că va fi respinsă până la urmă. E un joc pe care nu pot să-mi dau seama, am putea să-mi dau seama acum ce a vrut să fie până la urmă, de ce s-a ajuns aici, dar e sigur că există niște vinovați aici, în afară de Lacu și alții, pentru că e un joc de imagine. Iohannis acum a ieșit prea brutal, spunând de chestia asta, a ieșit brutal și nu trebuia să iasă așa brutal, probabil e pe o undă de naționalism, adică naționalismul de... Nu e bun de niciun fel extremismul acesta, nici pe partea maghiară UDMR, dar nici pe partea românească. Într-adevăr, a fost creat de UDMR, dar nici românii nu trebuie să răspundă sau președintele cu aceeași monedă, să spunem. S-a jucat cumva pe o carte naționalistă și noi verzi stăm și considerăm că nicio atitudine, nici de o parte, nici de alta n-a fost corectă. Nici a președintelui, dar nici a UDMR-ului și a celor care promovează acțiuni din astea de legislație prin care să creeze spații închise pentru anumite comunități.
Asta. Mulțumim, Silviu, dar ai invitat două femei și vorbești mai mult tu. Lasă-le și pe ele să vorbească. Vezi Eu că sunt arde și... interesat de poziția Ana Maria Sabo, să ne spună și Da, ea. cum ziceam, că ea e într-o regiune cu ambiții separatiste. Și mai mult de atât, chiar am sânge de ungur în mine, pot să zic într-un procent de 75%, A, poate iar de asta a tatăl zis meu Silviu că e este un... interesantă. Da, de asta e interesant. Hai, să auzim părerea, Iar da. tatăl meu este chiar un extremist ungur, adică, Nu da, pentru răspundem el, pentru faptele și absolut, spusele părinților. absolut. Deci? Dar nu știu ce au vrut să facă cei din UDMR, PSD. Nu înțeleg nici spălarea asta pe mâinea PNL-ului, care nu are nicio scuză, iar din orașul în care locuiesc acum, din Râmnicu Vâlcea, este chiar un secretar care domnul Buican se numește și chiar am adresat o întrebare dumnealui, ce poate să-mi spună? Bineînțeles că nu s-a găsit niciun răspuns, adică nu am primit niciun răspuns, nu are nici ce să îmi răspundă. În schimb, am și cunoștințe de partea PSD-ului care spun că fix acest domn este cel vinovat, cum că ar fi ascuns și nu a lăsat să iasă la lumină această hârtie. Acum nu știu, cu timpul o să vedem. Ce nu am fost de acord cu modul domnului președinte, domnului Iohannis, care a ieșit într-un mod nu prea plăcut. Și cum zicea, eu trăiesc deja într-o zonă a Spaniei unde există această problemă de foarte mulți ani. Și consider că a ajuns la nivelul acesta pentru că încetul cu încetul, profitându-se de numărul lor de voturi, de numărul lor, de fapt, pentru a crea majoritate, tot timpul au cerut ce i-a interesat și au obținut. De exemplu, aici limba catalană este limba în care se învață în școli, da? La fel ca în partea noastră a Ardealului, da? A Secuimii. Copiii deja sunt învățați de către profesori ca să urmeze doctrina aceasta catalană. Este mult mai complicat aici și norocul Spaniei a fost că au legile atât de bine făcute, încât această Catalunie nu se va putea rupe niciodată de Spania. Și nu o să se întâmple asta. În schimb, în Secuime, cum zicea și Silviu, consider că un referendum ar fi fost partea corectă să se ia o decizie sau, nu știu, UDMR-ul nu reprezintă toți ungurii din Secuime, asta este clar. Și UDMR-ul nu poate să vorbească în numele tuturor. La fel cum nu acceptă guvernul spaniol un referendum în Catalunia, nu o să accepte nici guvernul român un referendum în Secuime. Tare mă tem că nu o să li se permită autodeterminare, chiar dacă s-ar părea că e destul de corectă. Nu o să li se permită să voteze. De frică să nu voteze cumva majoritatea pentru independență. Sau, na, autonomie. Da, Silviu, pornește Oleg, aici ai microfonul. dreptate și știi de ce? Știi de ce nu poate fi un referendum? Pentru că un referendum în secuime nu poate fi corect. Pentru că singurele medii de informare în secuime sunt cele despre UDMR. Deci oamenii ăia normal, influența, neputând avea o informare corectă din toate părțile, e clar că oamenii ăia primind informația numai despre cei interesați de acest lucru, nu pot să spui că un referendum e corect. În momentul în care oamenii aia, deci, trebuie să aibă acces la toate sursele de informare, să li se spună toate opțiunile, ce este rău, ce este bine în a face chestia asta și după aceea să faci referendumul. Nu referendum, pentru că ei efectiv de ani de zile în comunitatea maghiară din zona aia, informațiile se obțin numai pe via UDMR și Budapesta, din păcate, și atunci nu poți să spui că un referendum ar fi făcut corect. Adică nu are cum să întâmple referendumul pentru că nu ar fi corect. Eu cred Mai că nu e bine, nu că nu adevărat, ar fi democratic, ci pentru că nu ar fi corect. există Radio România, TVR, posturi publice întreținute din banii tuturor, Da, inclusiv vezi, a atunci. maghiarilor și care au emisiuni în limba maghiară
și se informează ca și cum Da. poziția oficială și televiziunile comerciale răzbat acolo, nu știu dacă au emisiuni în limba maghiară, E măcar cele adevărat, locale de dar acolo. situația e diferită acolo, pentru că 80% din informație vine pe via UTMR și Budapesta. Asta e situația, poate să confirme Ana Maria și am vorbit mult și cu colega de la Înseamnă că Odorhei. statul român După nu păcate, există acolo, din dacă nu există păcate, mass media. nu am nimic, adică nu e vorba că. Dar asta e informația care ajunge acolo, pentru că UDMR-ul are interesul să controleze acel spațiu. Acum, în ultimul timp, de vreo un an, 2 ani de zile, Budapesta a implicat foarte mult în această colaborare cu DMR-ul pe calea de investiții și de dezvoltare de radio și media, foarte mult care se plătește despre Budapesta. Deci, gândește-te că acolo influența, deci România se știe doar că există în România, dar toată informația vine dinspre Budapesta și UDMR, din păcate. În schimb, sunt, într-adevăr, oameni plecați pe afară, cum există și în România, sunt oameni dintre comunitate care au mai circulat, au mers prin Europa, prin așa, și au aflat și știu acum și când se întorc, văd situația diferit. Pentru că, de exemplu, în 2006, noi am avut trei consilieri la Odorhei Secuiesc, maghiari. Președintele lor a fost la organizația tineretului UDMR. S-au săturat pentru că tipul cum îl cheamă, Haidu Ceaba, a lucrat în domeniul auto și a avut ocazia să stea mult pe afară să facă școala. Omul și-a dat seama în timp că nu mai poate să stea la UDMR după ce și-a făcut un stagiu, să zicem, la aripa tânără, apre aripa de tineret a UDMR și n-a mai suportat și în 2006 ne-a căutat pe noi, nu 2006, în 2010, parcă, nu știu când a fost alegerile. Am discutat și a găsit acolo, să zicem, un grup, au fost cam 12 oameni foarte hotărâți, care au făcut campanie și a reușit în inima secuimii să obțină trei consilieri. Trei consilieri fiind ca a treia cale în maghiarime, deci era UDMR-ul, Partidul Civil Maghiar și Verzii. Erau atunci la vremea aia și am avut consilieri și ne-au chemat cei de la, era Verește Otila atunci, deci primarul Odorhei Secuiesc, nu știu cum îl chema, și vrea să scoată, să schimbe consilierii Partidului Verde, pentru că nu-i cunoșteau, votau împotriva UDMR-ului și împotriva primarului. Acolo, în general, administrațiile locale, și poate să-ți confirme, sunt controlate de UDMR, sunt e cam altcineva, nu câștigă în zona aia, să știi. Niciun partid nu există în zona aia decât UDMR-ul, PCM-ul și PPMT-ul. Partidele românești au ce căuta acolo, pentru că nu le votează. Hai să fim, asta e realitatea. Nu trebuie să ne speriem de ea. Dar și nu vrem neapărat să fie partidele românești acolo votate, pentru că Partidul Verde nu este un partid, e un partid european și asta e și ideea pentru care noi am avut acces în zona aia, pentru că noi nu ne-am prezentat ca un partid românesc naționalist, ci un partid european și noi reprezentăm interesele și tuturor, nu ale românilor și ale separașilor maghiarilor, nu. Și atunci oamenii sunt mai deschiși. Pentru că, din păcate, s-a creat acest clivaj acolo care este menținut încă din considerente politice de UDMR, în care ei și întrețin cumva voturile astea prin această diferență între a fi român și a fi maghiar. Ceea ce numai de actualitate în secolul 21. Suntem tot în Europa. Acolo trebuie informare. Din păcate, informarea, cum ți-am spus, informarea stă la baza gândirii. Și informația acolo venind numai dintr-o singură direcție, pentru că radio românesc nu e ascultat decât în limba maghiară, televiziunea nu e văzută decât când e limba maghiară. Și când este limba maghiară, este sub conducerea la TVR, în conducerea TVR este de la UDMR, cel care e în Consiliul de Administrație și de la UDMR. Și politica emisiunii, dacă te uiți, din limba maghiară, este exact politica UDMR. Din păcate, genul ăsta de partide, NGO, cum este și UDMR-ul, nu ar trebui să devină partide politice, nu partide pe criterii din astea, să zicem, de etnie, de sex, ca așa ar fi și partidul LGBT ar trebui să apară, sau partidul nu știu care. Nu e Da, normal. avem partida romilor, avem partida Nu, maghiarilor. există și partida romilor, dar romii, de ce n-ar trebui să fie partide românești? De ce trebuie să creăm enclavizări? Pentru că tu ai fost împotriva Ca enclavizării. să răzbată măcar unii, că altfel n-ar răzbate niciunii, nu? Nu e corect. Nu trebuie să facem enclavizări. Adică nu trebuie să ținem persoanele într-o zonă anume și să le reprezentăm, pentru că asta înseamnă, știu, și împotriva, și este împotriva enclavizării,
romilor și tinerilor într-un singur loc și spunând aveți partidul lor. Deci ideea este că asta se urmărește și de UDMR și de romi enclavizarea și ținerea lor într-o enclavă. Nu e modul normal de existență al unui popor într-o enclavă. Am înțeles părerea dumitale. Vreau să o aud și pe doamna Munteanu. Nu ne-a spus care e pregătirea ei profesională, dar are ocazia acum să ne povestească. Să analizez aspectul ăsta foarte ciudat pe care l-a pomenit și Ana Maria, că a vorbit cu un reprezentant de la PSD și acela zice că nu a observat cum a trecut legea asta. Păi ce fel de politicieni, ce fel de aleși ai poporului sunteți voi? Dacă nu știți proceduri, dacă nu știți cum se propune un proiect de lege, nu-i urmăriți traseul, nu există filtre, cum așa? Un proiect de lege e orice hârtie pe care n-au putut să o observe. Ce fel de disciplină există în Forul Suprem Legislativ al țării? Da, vis-a-vis de acest aspect, eu mai puțin nu prea aș face mari discuții pentru că nu am urmărit și nu prea sunt pusă la curent cu ce s-a discutat astăzi în Parlament, în sfârșit. În Senat, ok. Deci sunt de profesie economist. Lucrez în prezent la o societate privată, sunt director economic și am lucrat foarte mult în zona de administrație, ca să spun așa, ani, foarte mulți ani. Foarte puțin am lucrat în privat și am lucrat mai mult în administrație, așadar cam știu cum se derulează pe acolo treburile, deci mi-a fost foarte greu, am lucrat cu cei din PSD, deci erau șefii mei, în speță Consiliul Județean Bacău, deci am avut chiar dispute cu dânsii, mari dispute, în sfârșit, care s-au finalizat în detrimentul meu, ca de obicei, că așa se întâmplă când ai șefi din PSD, așa, și deci îi cunosc, știu cum lucrează, știu cum ocolesc legile, știu cum găsesc subterfugii, tocmai asta urăsc și am o mare încredere în Partidul Verde că va reuși să schimbe, mă rog, fața politică a României, pentru că nu se poate să mergem la infinit așa. Eu m-am implicat într-un partid târziu, extrem de târziu. Am avut așa un soi de repulsie față de politică, dar tocmai pe acest considerent am pierdut cu toții, pentru că nu ne-am implicat la timp și a trebuit să ne trezim la un moment dat, dar bine, niciodată nu-i prea târziu. Însă dacă toți ne-am fi implicat de la început, nu am fi ajuns în situația asta în care suntem. Deci toți am fugit de politică și am făcut loc celor care nu au fost oameni corecți, s-au gândit numai la afacerile personale sau... Deci noi le-am lăsat loc liber, le-am dat mână liberă. Chestiunea asta eu personal mi-o reproșez și îmi doresc să pun umărul ca să schimbăm ceva. Deci din acest motiv am venit în Partidul Verde. Am încredere, iubesc verdeața, iubesc pădurea, iubesc tot ce e verde. Așadar, mă regăsesc în acest partid și simt că pot să fac ceva bun aici. Mulțumesc. Să îi permitem și lui Gabi să intervină ca să epuizăm subiectul cu diversiunea din Parlament și Camera Deputaților, după care da. Silviu vrea să Gabriel, încheie. O ultimă intervenție și eu mă retrag și te las. O ultimă intervenție, înainte de a mă retrage, vreau să aduc aminte că astăzi este ziua președintelui nostru, Florin Călinescu, și da, și cam toată lumea știe, dar îi mai spunem o dată la mulți ani și avem nevoie de el să fie cât mai verde la Partidul Verde până în 2028, cum a spus, cel puțin până în 2028. Da. Asta mă retrag și vă doresc în continuare discuție plăcută. Mulțumim și la mulți ani. Eu mă bucur foarte mult că avem doamne în emisiune și vreau să spun în special Anei și maghiarilor că o să ne însei pe în uit voci, mă de rog, eu e te chide. I-am mulțumit doamne Ana și am spus maghiarilor veniți aici.
Fiindcă este nevoie de ei, eu cred că intervențiile domnului președinte care s-a a descălecat de pe bicicletă și a dat un pic cu piciorul în stânga și în dreapta la haita de nemernici care ne conduce de 30 de ani și rezultatele se pare că se văd în sensul că unii și alții cam schelăie. Și cred că lucrul ăsta putea fi făcut într-un mod mult mai diplomatic cu mult timp înainte. Nu trebuia să se ajungă aici. Ăsta este rodul unei clase politice care a decepționat atât românii, atât maghiarii, atât comunitatea rom-țigănească și alte 15 minorități. Rețineți că noi în România avem 18 minorități oficiale. Deci suntem ca și o mică Uniune Europeană, dacă vreți să spunem. Bineînțeles, păstrând proporțiile din multe puncte de vedere și, așa cum a zis și Silviu, noi suntem un partid care, căruia nu îi plac extremiștii nici, de nicio culoare, indiferent că vorbim pe partea religioasă, pe partea, eu știu, mai alta, sau pe parte de naționaliști. Tocmai de aia oamenii echilibrați au un cuvânt de spus aici și îi așteptăm în Partidul Verde. Vrem să creăm punți, nu să creăm diferite diferențe și distanțe între noi. Eu cred că prin experiența, în special a celor care suntem în țările din vest, putem veni cu exemple de bune practici, astfel încât toate aceste conflicte, hai să spunem interetnice, fals create de către și făcute și cu ajutorul unor servicii secrete din alte țări, total străine de țară, bineînțeles, venind cu aceste exemple de bune practici, noi putem crea poduri între etnii, între noi. Rețineți că sunt sute de mii de familii mixte în România. Nu poate să vină Victor Orban de la Budapesta să zică aici e maghiarii, aici e România. Efectiv nu se poate. Deci este o absurditate. Și vreau să termin acest subiect spunând un mesaj. Fraților, avem soluții la problemele care sunt. Dar dacă nu ne implicăm atât civic cât și politic, nu vom rezolva mare lucru. Este timpul oamenilor de acțiune și care pot găsi în cadrul verzilor și alături de Florin Călinescu o platformă de discuții. Avem soluții și aceste soluții vin și din exemplele din vest, dar vin și prin intermediul verzilor europeni, unde avem o voce de spus și unde Partidul Verde România este membru membru de plin acolo. Vă mulțumesc! Mulțumesc, Gabi! O să citesc niște comentarii, dacă îmi permiteți. Doru Rebenciuc zice, ca o concluzie, avem o clasă politică depășită și iată unde ne-a dus corupția. Irina Vaidos zice, e grosolan scenariu, dacă nu se pune problema bunului simț, apoi ar fi o chestiune de respect al Constituției României. Cornel Burete zice că el crede că și PNL-ul știa de această trecere tacită, deoarece au membri în comisii. Iohannis a ieșit ca să mai adauge ceva procente PNL-ului, deoarece PSD-ul a luat avânt pe problemele COVID-19 și economie. Și tot Doru Rebenciuc revine, de ce acum clasa politică face acest lucru când toată planeta se confruntă cu această criză și la noi tot vedem că e complicat. Acest for legislativ este depășit doar pentru că interesele lor și de partid, ei apără interesele lor și de partid, cine va răspunde pentru ce se întâmplă? Ce se întâmplă mai grav decât că era să treacă acea lege? Cornel Burete propune ca în această emisiune în fiecare săptămână să vină liderii de filiale să-și prezinte activitatea. Deocamdată încă nu i-am descoperit pe cine sunt și de cât timp în Partidul Verde, de aceea până a prezenta activitatea. Da, da. Mă, puțin că eu mi-aș dori să vorbim despre problemele care există în comunitatea maghiară. Dau un exemplu și aici Ana Maria
și cei care ne urmăresc sigur pot să vină, astfel încât să vorbim despre soluții. Și vreau să spun că această lege în Camera Deputaților a fost a trecut de Camera Deputaților cu ajutorul a vreo 5 parlamentari de la PSD, 3 de la PNL, atenție, 3 de la PNL și dacă nu mă înșel, s-ar putea să nu mă înșel și îmi cer scuze anticipat, alunia de la de la USR. Nu știu exact, dar trebuie să ne uităm pe surse. Ceea ce dovedește că toate aceste partide sunt de fapt la mâna UDMR. S-a negociat pe sumasă anumite avantaje, tocmai ca la următoarele alegeri toate aceste partide să smulgă o felie de tortă din electorat. Sunt niște canale din punctul meu de vedere și mi-asum ceea ce spun și asta dovedește că noaptea ca hoții este valabilă și valabil și în limba maghiară. Am terminat. Ana Maria dragă, doamnă dragă de la Bacău, haideți să vorbim despre altceva și haideți să creăm punți între noi. Mulțumesc! Da, poate e o problemă cu mecanismul ăsta de aprobare a legilor care, dacă n-au fost puse în discuție, se adoptă tacit. Pe de altă parte, sunt, iată, grupuri minoritare, ca și USR-ul, de exemplu, nu doar UDMR-ul, care vine cu inițiative și nici măcar nu sunt puse pe ordine de zi, pentru că majoritarii, coalițiile zic că nu-i timpul, că nu-i momentul acum și cum s-a întâmplat, dacă țineți minte, cu Remus Cernea, a fost la început în coaliție cu SL, cum se numea el, dar după aceea a devenit independent neafiliat, venea cu un proiect de lege și se examina abia peste o legislatură, peste vreo 4 ani, dacă îi venea rândul, dar putea să rămână neexaminată. Deci poate ar trebui să ne dăm cu părerea despre acest mecanism, cu adoptarea tacită și cu nedorința majoritarilor de a ține cont de interesele, de dorințele, de inițiativele minoritarilor. În contextul ăsta am putea vorbi și despre societate, nu e așa? România e declarată stat național, dar nu prea, a constatat și Silviu când era mai devreme, partidele naționale, să zic așa, ne-UDMR, nu sunt votate acolo, pentru că aproape nimeni nu reprezintă și interese altora decât ale majorității populației majoritare. Și poate de asta a fost necesară și legea care să permită, eu știu, asociațiilor naționale, a ucrainenilor, a rușilor lipoveni, a tătarilor, cine mai sunt reprezentați în Parlament, în afară de maghiari și romi, care sunt mai mult de 1 milion și normal că ar trebui să fie reprezentați. Eu cred că aici este o problemă și, cum am spus, rog doamnele să intervină aici. Eu cred că noi putem face punți între noi dacă stăm la aceeași masă și discutăm. Toate minoritățile din România au probleme comune. Și aici mă refer la locurile de muncă, la locuințe, la comunicare între noi. Nu există întâlniri interculturale în maghiarime astfel încât să ne cunoaștem mult mai bine. Nu există întâlniri interetnice cu reprezentanții tineretului, fiindcă noi trebuie să pregătim și generația viitoare pentru dialog. Nu numai, ok, noi ne înțelegem între noi 5-6 oameni și cam atâta. Deci chestia asta de educație trebuie să fie un proces continuu. Și așa vom rezolva proiectele. Statul român nu a investit nici măcar în restul țării, dar apoi în Harghita și Covasna, mă înțelegeți? Și atunci acest vid a fost luat de către statul maghiar prin intermediul UDMR. Ana Maria, te rog frumos și doamnă, cum vezi tu lucrurile, ce soluții putem propune? Să nu se fure atâta și să investească, inclusiv în regiunile marginalizate și în categoriile sociale marginale. Da. Vezi, eu am crescut oricum într-o zonă în afara Secuimii, să zic. Sunt din județul Hunedoara. Am vorbit cele două limbi de mică, le-am învățat paralel. Și nu aș ști să-ți spun exact ce se întâmplă acolo în Secuime. Într-adevăr, UDMR-ul și-a câștigat cam tot
ce a vrut prin alianțele făcute și cu ajutorul, nu știu, folosindu-se de puterea lui, să zicem, pentru a forma o majoritate în Parlament și a obținut foarte multe lucruri. Pe mine mă deranjează și îmi pare foarte rău că niciun partid nu a mers ca să dezbine, să zic, acest monopol. Adică nici nu a fost lăsat, dar eu consider că nici nu s-a cerut. Adică acolo în zona aia eu consider că este UDMR și acel UDMR, cum zicea și Silviu înainte, este singurul care informează, totul este în maghiară, oamenii nici nu au acces la alte informații, să spunem. Și poate crescând în doctrina aceea că noi suntem diferiți, noi am fost, că acum vine și problema din urmă. Eu m-am confruntat cu problema asta din partea prietenilor mei, colegilor mei care mă români, care mă, în momentul în care mă ascultau vorbind limba maghiară la telefon cu tatăl meu sau cu rudele mele, eram batjocorită, se râdea de mine. Adică această luptă între români și unguri, să zic așa, a fost dintotdeauna. Se pare că nu am rezolvat nici în 30 de ani problema asta și este păcat. Nu știu cine este de vină, dar până la urmă noi trebuie ca să fim uniți, cum ai zis și tu, trebuie să creăm o punte între noi și nu să rămânem tot timpul așa separați. Această problemă este și cu marginalizarea etniei romilor. Eu consider că aici avem o problemă extraordinar de mare, inclusiv după 30 de ani de la Revoluție, există sate în care oamenii stau în bărăci, sunt marginalizați, nu au nici măcar cea mai mică șansă de a se integra în societate și asta datorită și, nu știu, educației pe care am primit-o noi, educația cele comuniste, cum că tu ești diferit, tu trebuie ca să stai acolo, intervii doar când vreau eu. Nu știu, asta este părerea mea. Mă tem că asta nu e o educație comunistă, tocmai pe timpul comunismului, așa de ochii lumii, dar se vorbea despre internaționalism, despre integrarea tuturor și atunci cam cu forța romii au fost integrați, aduși în oraș, băgați în tot felul de cămine și n-au fost ajutați foarte mult. Erau trecuți prin școli de meserie, rupți de tradiție. Dar și nu e. Încă avem probleme, încă avem foarte mari probleme și pe partea asta a romilor, să zicem. Există copii cu capacități care nu au posibilitatea, nu? Iar noi ca societate, fiind majoritari români, nici nu încercăm să-i ajutăm. Eu am văzut foarte mult rasism pe rețele de socializare, nu știu, este cumplit. Mai ales este acum cumplit. Cu ocazia crizei astea au izbucnit tot felul de știri false sau chiar adevărate, dar cu incitare la ură în titlu pus. Că exact. Da, și exact, trebuie neapărat să luăm atitudine. Mai da, ales noi care suntem un partid european și progresist exact. Și pro-integrare. Trebuie ca să fim uniți, pentru că doar așa putem să mergem înainte. Ce să mai zicem, inclusiv românii din ce au rămas în țară și cei din afară, deja a devenit această nu știu, separare între noi, nu este nicio punte, noi suntem cei care am votat ceva și ei sunt cei care nu au votat acel ceva, adică nu am înțeles și asta, lucrurile astea trebuie rezolvate cât mai repede, părerea mea. Este o prioritate, nu știu. Eu cred că totul pornește de la educație și dacă începem să discutăm despre educație vom rezolva și de celelalte probleme. Și vreau să spun în felul următor. Eu anul trecut a venit un grup de muncitori aici în Suedia și am fost solicitat ca să traduc un curs care face să fiu translator, mai bine zic. Și am constatat că atunci când a venit vorba de semnat oameni, niște documente, oamenii respectivi nu știau să scrie. Și rețineți, nu vorbim de maghiar, nu vorbim aici de rom, de țigan, cum vreți să luați, da? Vorbim de români. Și ceea ce eu vreau să spun, că avem probleme comune și nu trebuie să arătăm etniile cu deci, că până la urmă nu sunt ele de vină. Populația majoritară, o parte dintre ei, mai ales la
Adică trebuie să înțeleagă că trebuie să investească în anumite proiecte educative. Altcumva, aceste diferențe și această pusee de ură, cum a fost săptămâna trecută, se vor accelera, se vor intensifica și oricâtă poliție ar fi pe stradă, nu vor reuși să rezolve problemele. Oricâte amenzi ne-ar da, diferențele vor rămâne. Și eu cred că aici noi putem veni cu niște proiecte concrete și am să și propun în următoarea ședință la Verzi, special pentru acest lucru câteva puncte de discuție, fiindcă noi avem aceste probleme inclusiv la Bacău, inclusiv la Suceava, inclusiv la Iași, inclusiv în Constanța, inclusiv la Arad, etc., etc. Avem probleme comune. Cum le rezolvăm? Asta este. Totuși, intervenția de azi a președintelui Iohannis nu mi-a părut deloc neutră, corectă. El nu e așa, ar trebui să fie și un mediator al intereselor partidelor. Pe când el a ieșit cu acuzație directă la un partid de opoziție și cu acuzații directe la o etnie minoritară. Ceea ce e și populist și nedemn de la el, un reprezentant al unei etnii minoritare. Dar să revenim la majoritari. Iată, doamnele, femeile aici sunt reprezentante ale unei categorii sociale majoritare, femeile. Totuși, femeile sunt discriminabile, discriminate, victime ale violențelor domestice și foarte puțin reprezentante în viața publică, decizională. Cum se întâmplă că la liceu, la facultate, femeile sunt foarte bune, cele mai bune, și după aceea femeile dispar și nu le mai vezi în partide, nu le mai vezi în parlament, nu le mai vezi în guvern? Aveți vreo părere? Doamna Munteanu, vă ascultă colegii subalternii din filială. Referitor la problema cu maghiarii, cu romii, nu știu, din punctul meu de vedere, toți care trăim în România suntem români. Problema pornește tot de la clasa politică, care în loc să investească poate mai mult în educație, așa, își permite să dea ajutoare sociale, deci în loc să se ocupe de integrare familii de romi în societate, ar trebui un ajutor, o integrare să fie sub o altă formă, nici de cum cu ajutoare sociale, oricum acele persoane, deci se știe, familiile de romi sunt destul de răspândite în diverse zone și la mine, deci unde eu acolo unde eu m-am născut, sunt familii de romi care sigur au nevoie de ajutor, dar ei iau un ajutor social pe care îl cheltuiesc aiurea, ori pe băutură, ori pe țigări, ori niciodată acel ajutor nu ajunge poate la copii, poate în cărți, în anumite alte nevoi, deci ei oricum nu țin, majoritatea, bine, nu toți, dar sunt romi care primind acest ajutor social nu îl folosesc așa cum ar trebui. Cred că aici ar trebui găsită o altă soluție de integrare a acestor familii probleme și, bineînțeles, și românii ar trebui să fie mai îngăduitori. Da, nu este corect să tratezi nici cu indiferență nici de sus o familie care, mă rog, nu este, este de etnie romă sau... Sau e vulnerabilă de orice etnie. Multe separatisme între români și maghiari și, mă rog, minorități și la fel între români și romi. Ceea ce nu e bine deloc. Adică nu ajută pe nimeni această separare. Noi ar trebui să ne adunăm, să fim mai solidari și toleranți. Da, da. Problema e că nici noi între noi, noi românii cu, adică românii cu românii nu prea suntem. Deci, sau știu eu, noi ortodoxi sunt diferențieri între catolici și ortodoxi și tot așa. Adică, nu știu, omul, cred că noi suntem problema. Noi cu toții. Eu cred,
Eu cred că la români sunt prea multe bisericuțe. Da. Doar nu vrei să facem o singură catedrală mare a neamului, nu? Trebuie să mai și glumim. Este un subiect foarte aprins asta cu religia și noi trebuie să luăm de acolo exact ceea ce este pozitiv. Fiindcă indiferent că vorbim despre catolici sau ortodox sau eu știu, penticostal sau alte religii, există ceva care unește aceste religii și lucrul acesta este înțelepciune. Exact, exact. Și acolo sunt niște povețe foarte bune și noi trebuie să ne referim la ele, nu la ceea ce ne spune unul și altul care interpretează cărțile sfinte exact cum vor ei, politizând de fapt religia, că despre asta este vorba. Eu am identificat o problemă în afară de educație, acolo dacă este să vorbim pe această parte de diferențele între majoritar și etnici. Și mă refer, așa cum am și spus, de fapt, la locurile de muncă. Și aici, cum am spus, nu fiindcă și din cauza limbii și din cauza de anumite diferențe culturale, investitorii români nu au așa tragere de inimă să vină să investească acolo. Deși ar putea, bine mersi, să meargă să investească, cum ar fi în turism, ar putea să investească chiar în anumite servicii, ei nu vin tocmai din cauza asta, fiindcă este UDMR acolo și prin prisma filierei politice care o avem de 30 de ani, nu poți intra acolo decât pe filieră politică. Ori dacă tu ești, chiar dacă ești de la PSD și mergi la Modior PSD, adică UDMR, nu ești bine primit acolo. Și din cauza asta, un potențial investitor, dau un exemplu, creșterea animalelor, este un potențial enorm acolo. Brânză, lapte, etc., etc., miere de albine, dau câteva exemple. Iar putea, bine mersi, să acești investitori să ridice nivelul de trai, să dea locuri de muncă. Automat vin bani la bugetul local, vin bani la bugetul de stat, etc., etc. Prin intermediul contactelor româno-maghiare acolo se creează niște punți. Or, statul român nu a avut intenția ca să rezolve aceste lucruri. Și cred că aici trebuie să ne gândim și noi ca și vers să facem niște întâlniri cu comunitățile, în comunitățile de maghiari și inclusiv să ne întâlnim cei care suntem în diaspora român-maghiari țigani la aceeași masă, să inițiem aceste discuții, să vedem ce putem face, fiindcă viitorul trebuie să fie comun, părerea mea. Mulțumesc! Eu consider că dacă acest UDMR nu ar fi fost în Parlament începând cu 90, nu știu când a intrat el prima dată, sincer să vă spun, și nu s-ar fi prins tot timpul de cei care erau la putere, ar fi fost un partid de stânga, de dreapta, dar nu și-ar fi ținut poziția și nu s-ar fi aliat tot timpul cu cei de la putere. Bineînțeles, prin asta a profitat foarte mult și a obținut întotdeauna ce și-a dorit, atunci ar fi fost diferit. De exemplu, eu consider că dacă românii ar ieși la vot într-un număr cum ar trebui să se iasă, acest UDMR poate nu ar mai intra la un parlament, da? Iar atunci, fiind nevoie de relații normale cu partidele politice românești, ar crea altfel de nu știu, de relații, nu știu să zic, poate ar veni cu capul mai plecat, să zic așa, nu știu, și atunci ar lăsa să se intre în zona aceea și de către, nu știu, de altcineva. Dar ei s-au folosit foarte, foarte mult în toți acești ani de ajutorul de care aveau cei de la putere nevoie pentru a forma majoritatea și au profitat în deplin. Eu consider că dacă ar ieși de la guvernare, să zicem, vreo
8 ani de zile lucrurile s-ar mai calma, s-ar modera. Revin la întrebarea mea cu majoritarele în aproape toate societățile femei și vă provoc pe ambele Marii să comentați de ce avem atât de puține femei în viața publică, mai ales în politică. Păi, în primul rând, femeia este soție, este mamă, se ocupă de gospodărie, deci are foarte multe obligații pe lângă serviciu. Deci e mai greu pentru o femeie să... Dar obligațiile astea nu sunt obligatorii. Obligațiile astea sunt autoasumate ca rol de gen. N-ar trebui să lăsați și bărbaților loc la bucătărie și la crescut copii și să vă ocupați și de carieră? Da, însă e o moștenire. Este de fapt o moștenire. Așa am fost obișnuite, așa am fost crescute în spiritul ăsta. Te ocupi de soț, te ocupi de copii, te ocupi de serviciu. E firesc că nu mai ai timp și pentru politică. Deci ca să faci și politică, atunci trebuie să îți angajezi o femeie la curățenie, acasă, ca să te ajute, ca tu să ai timp liber, să te ocupi de altele. Sau pui bărbatul să facă asta. De ce să angajezi o femeie? Pui bărbatul să facă asta, că e bun și l-a măturat și l-a făcut mâncare. Exact. Asta vreau să spun. La fel cum au fost învățate femeile de așa să facă una alta, la fel au fost obișnuiți și bărbații, așa au fost crescuți, că ei trebuie să stea la televizor sau cu ziarul în mână și mai puțin să ajute femeia. E timpul femeilor să zică gata, stop, și e timpul ca femeile să-și educe copiii, băieți și fete în alt fel. Că e alt mileniu, alt secol, ar trebui să avem altă mentalitate. Sunt foarte de acord. În al doilea rând, și bărbații privesc cu oarecare rezervă, știu eu, nu toți, dar sunt. Cine ar vrea să-și cedeze dominația atât de ușor? Oarecare rezervă implicarea femeilor în viața publică. Pentru femeile care, să zicem, au o carieră unde sunt profesionale, conducere, au așa, este cu totul altceva, atunci bărbatul nu prea mai spune nimic, că oricum soția vine cu suficienți bani acasă. Deci cam așa spune. Deci cred că asta e cheia, femeie să aibă independență financiară și atunci o să poată bate cu pumnul în masă mai ușor. Deci femeia ar trebui să fie mai bine plătită, nu discriminată la serviciu. Atâta mentalitate trebuie și schimbată. Nu se poate face dintr-o dată, dar încetul cu încetul, sigur că, după cum vedeți, femeile deja au început să apară. Sunteți rândunele care anunță primăvara, de la Bacău și din Peninsula Iberică. Da. Vă ascultă bărbații subalterni sau au venit tot femei cu dumneavoastră în filiale? Poftim? Vă ascultă bărbații subalterni? Păi, trebuie să asculte. Ok. Trebuie să asculte. Fine. Și Ana Maria? Da, eu din fericire nu am întâlnit problema asta, să fiu considerată doar o femeie și atât, ca bărbatul să considere că are mai multe drepturi decât mine. În schimb, da, este vorba de mentalitate. Eu consider că este vorba de mentalitate, pentru că în România, din păcate, încă este la un nivel diferit de Spania, de exemplu, unde femeia este cea care trebuie să stea acasă cu copiii, cu familia, dacă mai are și un job, este minunat, dar în schimb e mentalitatea aceea, lasă tu, că știu eu, că eu sunt bărbat și le știu mai bine. Asta cu siguranță. În schimb, am văzut aici în Spania că în partea asta de politic există foarte multe doamne și, într-adevăr, aici drepturile femeilor sunt, să zicem, sunt foarte multe organizații care luptă pentru drepturile femeilor, pentru această inegalitate în privința salariilor, a serviciilor, pentru abuzurile care
au loc în foarte multe familii, mai ales în România, din păcate, există problema asta și este o foarte mare problemă, pentru că inclusiv copiii crescuți în acest mediu ajung să urmeze exemplul părinților, să zicem. Acest masochism al bărbaților ar trebui ca să dispară încet, încet. Acum, soluția nu o știu, pentru că nu m-am gândit într-adevăr niciodată. Este lucru pe care l-am văzut doar aici, în Spania. În România nu am văzut nicio mișcare din partea doamnelor, din păcate. În schimb, ar trebui să luăm amploare, pentru că nu se mai poate așa. Trebuie să fim și noi ascultate, nu? Corect. Și cine să facă politici inclusive pentru femei, dacă nu femeile? Deci, haideți în politică. Stimate doamne, stimate domn, mi-a făcut plăcere să comunic cu dumneavoastră. Avem o oră vorbită. Dacă vreți, mai rămânem. Dacă mai aveți ceva subiecte, teme de discutat, vă rog să le propuneți. Dacă nu, vă mulțumesc pentru participare. Eu aș vrea să dau... Da, vă rog, pe rând. Ar mai fi însă suficient pentru astăzi. Ăsta este începutul. Abia încercăm să ne obișnuim și noi cu aceste mici conferințe. Așa, ne gândim și noi să punem pe hârtie câteva, știu eu, propuneri. Proiecte, da. Vedea, mă rog, care să ajute la schimbare. Avem nevoie de puțin timp să ne gândim la ce anume am putea discuta și e foarte binevenită chestia asta, e foarte bine să discutăm, să venim cu păreri, să venim cu idei, cu soluții, foarte importante sunt soluțiile. Da, e foarte binevenită ideea aceasta de a ne vedea și de a discuta. Mi-a făcut o deosebită plăcere. Am fost nepregătită, pentru că în ultima perioadă chiar m-am rupt puțin de zona politică. N-am mai reușit să mai fac față și n-am avut timpul necesar. Însă, deci îmi pare rău că azi n-am putut participa la discuții așa cum ar fi fost, să zicem, m-aș fi dorit. E în regulă, pentru debut e minunat. E și da. Trac, e și emoție în fața publicului, da. Gabi? Da, vreau să încheie Ana Maria aici. Vreau să spun, doamnelor, domnișoarelor, haideți în Partidul Verde, fiindcă avem nevoie pe toate palierele. Și la seniori avem nevoie de doamne, și în partea activă avem nevoie de doamne, și în partea de tineret. Noi vrem să facem o organizație de femei puternică, astfel încât să fie reprezentate în fiecare filială și inclusiv în diaspora. Și Ana Maria, te rog frumos, spune limba maghiară, o frază, două pentru frații noștri maghiari. Păi, în primul rând, vreau să-mi cer scuze pentru emoțiile pe care le-am avut, pentru că a fost prima oară, este prima oară, de fapt, în care particip și eu la... Da, este... Începutul tot timpul este greu, dar nu știu, am fost atât de pregătită pentru această discuție, să zicem, cu atât de multe idei, încât s-au cam amestecat, să zic așa. Data viitoare cu siguranță va fi mai bine, asta pot să promit. Cât despre, prima dată consider că e bine să o zic în românește, eu voi ura, ce să zic, ungurilor din toată zona Secuimii să stea liniștiți, să nu se agite, să zicem așa, pentru că nu mi-aș dori ca în urma acestei măgării care s-a întâmplat și nu știu scopul pe care l-a avut exact, dar cu siguranță se va afla, să fie agitat sau să se ajungă la niște, nu știu, replici. Ciocniri, da. Ciocniri. Asta este ideea. Da. Să fim calmi, liniștiți, totul o să fie bine și încetul cu încetul trebuie ca să ajungem să fim uniți. Pentru că o Românie frumoasă așa o văd eu, unită. Mulțumim. Cu mesajul maghiară? Bun. Nu scap, nu scap. Nu scap, nu scap, nu?
Bun, jó estét kívánok, és nagyon szépen köszönöm, hogy, hogy engedték, hogy itt legyek. Én azt kérem, hogy, hogy ami történt, ami ma történt, hogy ne legyen egy ilyen, mondjuk, hogy ne vegyük a rossz helyzetet, hanem csak a jót. És akkor azt kérném, hogy mindenki úgy legyen, hogy csendesen menjünk tovább is, és csak így lehet tovább menni. Na. Cioc, cioc, cioc. Bravo. Mulțumesc foarte mult. Tuturor. Normal. Bun. A fost extraordinar. Da. Mulțumesc. Vă mulțumesc. Mâine seara avem la ora asta o discuție internă în partid, deci probabil emisiunea noastră fie va fi mai devreme cu colegii mei din filiala din sectorul 5, fie nu va fi deloc și vom continua în vineri și săptămâna viitoare, în fiecare seară, în zi de lucru, de la ora 7, vă invităm pe Unda Verde să discutăm verde în față. Seară bună, la revedere! Seară bună, participăm! Participăm pe rând, da! Și o să vă vină rândul, pregătiți-vă să mai participați. Până la vară, sigur mai intrați o dată. La revedere! Seară plăcută, numai bine! Seară bună!